După aproape un an de zile de muncă, patrimoniul unităților școlare din municipiu a fost pus la punct. În acest moment, administrația locală are toate actele care să dovedească ce imobile și anexe deține fiecare școală, concluziile fiind trase după compararea documentelor cu vizitele din teren. Am reușit să facem și mulțumesc pe această cale domnului consilier personal pe probleme economico-financiare, domnul Mihai Plai, o activitate foarte importantă împreună cu Comisia de Inventariere și cu unitățile școlare, astfel ca să punem la punct patrimoniul educațional. Se încheie o etapă de lucru de aproape un an de zile, în care s-au verificat atât scriptele cât și facticele, cu vizite în teren și cu analiză la fața locului. Acest patrimoniu adus la zi va ajuta unitățile de învățământ să acceseze proiecte. Multe unități școlare care vor dori să acceseze anumite proiecte sau să aibă anumite activități, să poată folosi această bază într-un spirit foarte corect, foarte bine pus la punct și legal. Autoritățile locale vor ca, în viitorul apropiat, să demareze un program similar și pentru ceea ce înseamnă sistemul de sănătate, mai ales că Spitalul Municipal de Urgență Roman deține mai multe clădiri în zone diferite la orașului.